Puf. No. Apropo, dacă vreți să știți cum se curăță aparatul, trebuie doar să scoateți lama, să suflați, după care să o puneți la robinet. Așa se procedează și cu celelalte accesorii. În clipul în care vă prezentam rutina mea de dimineață, v-am rugat să lăsați în comentarii care este rutina voastră de dimineață, iar acum a venit timpul să citim acele comentarii. Dar înainte de asta vreau să-i mulțumesc foarte mult sponsorului nostru de astăzi, Philips, pentru că a sponsorizat acest video și pentru că în această perioadă Philips a devenit cel mai bun prieten al meu. Chiar am avut mare nevoie, știm cu toții, am avut mari probleme în această perioadă. Chiar m-a ajutat foarte mult acest aparat. Credeți-mă, a făcut miracole și nu-ți vine să crezi cât de multe poți învăța când ești pus într-o situație de urgență. Primul comentariu l-avem de la Ștefănița Adrian, care ne spune așa: rutina mea zilnică, mă trezesc pe la 9:10, mă schimb, după mă spăl pe dinți și pe față, după iau telefonul și mă uit pe YouTube. Bă, este o rutină, să zicem așa, una simplă, clasică. Leonic ne spune felul următor: rutina mea, dimineața mă trezesc, mă spăl pe față, după aceea mănânc și îmi fac sportul gândit de mine și mă uit neapărat la Andy și Bercea dacă au postat un video. O rutină genială, să știi că noi postăm în fiecare zi cel puțin un clip, în mare parte două clipuri. Gheorghe Ciobotar ne spune felul următor: rutina mea, mă trezesc, stau puțin pe internet, merg să mă înviorez și după, nu mai știu, am uitat. Bă, Gheorghe, să știi că se mai întâmplă. Andrei Radu, rutina mea, mă trezesc, mă spăl pe față și pe dinți, bag 30 de frotări și îmi aranjez părul. Și intru pe YouTube și mă uit la Bercea și legumatul. Din nou, o rutină foarte bună. Alexandru Duică, sau Duică, nu știu cum. Rutina mea zilnică nu este una sofisticată. Mă trezesc, îmi fac duș, incluzând aici toate formalitățile de rigoare privind igiena orală. După trec la PC, unde îmi place să produc muzică și după mă joc câte ceva. Iar apoi, ghice, îmi iau telefonul și mă uit la episoadele pe care le postați voi, youtuberii, în speță tu și Andy, pup! Bă, și noi te pupăm și îți mulțumim foarte mult că te uiți la clipurile noastre. Vlad VLD Vlogs ne spune așa: rutina mea de dimineață este, mă trezesc, mă spăl pe față și pe dinți, apoi mănânc lapte cu cereale în timp ce mă uit la tine sau la lecturatul. Aici ne-a dat și o idee de farsă pentru sălbaticul, Faken. Mă trezesc, stau 2 minute în pat pentru că nu prea am timp să stau în pat că plec la muncă acum, dar în rest mă trezesc, mă duc să mă spăl pe față, pe dinți, mă îmbrac și plec la tren. Bă, ne pare rău pentru tine că trebuie să te dești în fiecare dată și să te duci la muncă, dar asta este situația. Oricum, faci un lucru foarte bun. Maestrul, rutina mea zilnică este, mă trezesc pe la 9:30, fac exerciții pentru abdomen și piept, mănânc și după plec la liceu sau învăț. Depinde de timp. Dacă sunt în vacanță, ies pe afară până seara. Băi, așa făceam și eu când eram mic. De dimineața până seara stăteam pe afară, bine, când eram mic nu prea era YouTube, nu aveam alte activități. Anca Teodora ne spune așa: rutina mea dimineață, mă trezesc pe la 9:10, mă duc la baie, mă spăl pe față și pe dinți, după aceea mă joc puțin pe Xbox FIFA 20, după care mă pun în pat și mă uit la clipurile lui Bercea. Te pup, Anca, și îți mulțumesc foarte mult pentru asta. Iar ultimul comentariu l-avem de la Alex Cristi: mă trezesc, îmi fac ovăzul, fac un duș, mă spăl pe dinți, îmi fac freza, mă îmbrac și plec. Nu uitați de deodorant și parfum. Bă, nu uităm. Băieți, cam acestea au fost unele dintre comentariile voastre cu rutina de dimineață. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Intră chiar acum pe primul link de descriere și descoperă aparatele Philips. Folosește codul BERCEA30 pentru 30% reducere. Iar noi, haide să revenim la episod. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seara noastră de Forza. Astăzi facem din nou un episod la mișto, așa, aici împreună cu prietenii noștri, cu sălbaticul Sebi și cu lecturatul Lăcătușu. Ce ai spus, sălbaticule? Glumeam, prietene, glumeam. Scuze. Băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru numărul mare de like-uri la episodul data trecută. Astăzi foarte multe like-uri și foarte multe vizualizări și astăzi facem un episod la fel. O idee genială de a voastră, a spus așa: Bercea, vreau să faceți o cursă cu niște mașini pe care să le cumpărați cu banii din portofel. Exact. Deci,
Banii din portofel reprezintă bugetul nostru de astăzi, așa că... Cu cât mulțim? Adică dacă ai 100 de lei, ai 100 de mii. Înțelegi? 100 de lei, 100 de mii? Bă, frate. Păi eu am... Puțin, ce fac? Bă, electoratul știu sigur că e plin de bani pentru că a golit aseară bancomatul. Eu am să vă arăt acum pe cameră câți bani. Păi și eu doar ce-s cosoi, că mi-activai cardul. Câți gosoși? Vedem acum. Hai să vedem. Hai, cine spune primul? Hai că spun eu. Deci am fix așa, arăt banii la cameră, am 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, am 385 de lei, adică am 380 de mii de bănuți buget cu tot cu tuning, atenție. Lasă-te, mai ai nevoie să-i număr. Zi-ne cât ai. Bă, eu n-am mai scos bani de mult. 3000 de lei, cred că. 3000 de lei, știu sigur că i-a scos aseară cu mine, deci lecturatul are 30 de milioane buget. Stai un pic, bă, e cam mult, bă, ia să. N-ai ce să-i faci, asta e, banii din portofel. Deci nu minte, grasul știu sigur. Bă, da, dar voiam să-i scot, chiar voiam să-i scot azi. Să-i împar și eu, da, datorile alea. 14 jumate. Bă! 14,6. Bă! Dar un grasule. Aproape de 15 milioane, bă. Uite și tu, frate, că n-am mai trecut pe la bancomat de mult. Hai, luați-vă mașini, ce-ți facem? Asta e, băieți, vreau să strângem peste 15.000 de like-uri și să mai lăsați chiar acum idei în comentarii la mișto, așa. Mamă, cu tot cu tuning ești nebun. Deci am 300, că zisai mă că am 380, da? Da. Am pus-o la mișto, așa. 380 de mii ai, mă? Da, 380 de mii buget. Păi și eu am 15 milioane și era 30 de milioane. Ce vrei, frate, asta e, vă luați ce vreți voi. Băi, frate. Între coine ar se găsta, că de că este mai scump, nu înțeleg de ce. Ba nu, bă, tu ai 380 de cai, eu am 1 milion jumate sau cum, și ăla 3 milioane. Da, bă. Da, bă, scuze, 15 da. 15 milioane și 30 de milioane. Scuze, okay, am greșit eu. Păi, deci ne luăm o mașină de bugetul ăsta cu tot cu tuning sau fără tuning? Cu totul. Cu totul, zi, a zice că sunt niște bani deja, na. Adică poți să faci și o mașină mai ieftină să alerge, da. Băi, nu știu ce să iau, aș lua-o pe asta. Și aș modifica-o în așa fel încât... Ha, mă, hai, ce o fi, o fi. Băieți, știți cu toți. Lambo-ul e mai bun decât coinea Segu. Teoretic, da. Adică are top speed mai mare. Dar, băieți, trebuie să modificăm cu totul tuning-ul pentru că o să fie o belea mare aici. Deci, mașina este 250.000. Mai am... Bă, dacă e 250.000... Ce facem, bă? Nu știu, bă. Să-l rupem pe grăsan, să nu-l rupem. Bă, hai că nu sunt cel mai tryhard. Mă, stai puțin. Îți iei Agera, oru? Sunt tare curios cât costă să o modific pe asta tot. Nu-mi luai coinea Seg. Bă, eu mai am 135.000, da? Da. Exact. Hai că... What? Ce mașină e asta? S-ar putea să-mi ajungă. S-ar putea. 135.000. Bă, asta e. 113.000. Mamă. Băi, nu te cred. 119.000. Ba, băi, turnată-mă deja. Hai, bă, că nu. Aici mi-arată cât am. Iar așa. Adică e o mașină vechiusă. Bă, băieți, îmi permite să arăt și eu puțin bugetul. Cu cât grăsare? Nu, cu mult, nu știu, nu. Adică măcar gen acum ai mai modific. Cât aduci pe mașină ca să 250.000 de pe. Hai, mă, ia și modific. Hai că modific și eu acolo puțin. Adică e diferență prea mare între noi. Nu știu, să știi că nu fost ar... Băi! Băi! Hai, bă, că tu a avut să-și buge mai mare. Hai să o iau pe asta. Ce faci, prietene meu? Oh, ce ai lași acolo? E un Ferrari GT. Bă, de fapt. Și e bun ăla, așa vechi? Păi, dar zise-i că să nu fiu tryharder, chiar nu vreau să iei meciul ăsta. Că puteam să-mi iau intensa emoțiune, dar... No, ce să fie, cum de găsești tu toate numele ăștia de mașini sălbaticule? Bă, dar îmi dau seama cine le încearcă, că eu nici nu aș lua, adică chiar dacă aș ști că șmechere, tot nu le iau, că nu-mi plac. După numele ăsta chiar nu l-aș lua. Bă, a, hai că e bine că bările sunt ieftine, dar 969 cu asta. Ce știți voi, bă, ce, alea, ce să le-a mașini de colecție? Hai, mă, hai să fiu și o tryharder măcar. De ce să fiu o tryharder? Vezi că eu nu tryharder. Bine, nu sunt... What? Ce vor să facem? Bă, Colossus-ul astăzi. Astăzi vrea să facem așa doar Colossus-ul. Pe asta. Să ne înțelegem, Colossus-ul e la scurt. Da, ca să nu vă speriați, da. Mă. Bă, Andrew.
9.75. Hai să facem un ăsta. Hai să luăm pe asta, că îmi place cum stă cu asta, pragurile. Bă, eu o modificai toată, dar na. Și capul asta. Să mi se repare. Bă, ca să știți, bugetul cred că e depășit cu maxim peste cap 20.000. Da, mă, grasă, lasă-ne, că oricum. Și așa, bine, la bugetele voastre, da. Asta e, băieți, când ai ghinion în viață. Asta e grasă, când ai bani în portofel. Băi, frate! Bă, măcar dacă știi că faci video ăsta, puteai să bagi tu niște bani acolo, sau tu ți-e ți se vorba că ai mulți. A? Bă, mă gândit și eu. Nu, bă, vor avea aia două. Bă, nu. Știi că grasul are o groază de bani, dar mă gândit. Hai, să-l bate cu câți bani să aibă el în portofel. Păi, dar trecui, bă, și scosă-i, că... Vezi? Nu mă așteptam. Bă, ce culoare să fac eu? Din YouTube, bă. Bă, grasule, știu că are să te surprindă ceea ce mi-am luat, dar am zis să fiu tryharder. Adică la bani, bine, puteam să-mi iau altceva, cred că și mai bine. La bani ăștia, da, mă rog, hai. Ce-o fi, am făcut pe liniuță. Băieți, știu că... Bine, asta e moartea pasiunii, genie, moartea pasiunii, n-ai ce spune. Bă, sălbatic, nici când nu e tryharder, e tryharder, nu știu cum să zic. Da? Păi știu, băi, de la când încearcă să fie tryharder, este tot tryharder de mai puțin. Nici nu are motorul schimbat, că nu mă, hai să o văd. Eu luai o bestie. Da, bine, eu n-am 999, am 969. Maa, nici n-are mașină. Unde de 999. Ah, grasul... Bă, grasul nu prea fut. Ah, ba da, e și ăsta tryharder. Cu aera. Crezui că e la Ferrari. Și nu ăsta? Nu cred că e Zonda, o, asta mi se pare, că m-am mai certat copiii orati. Nu știu că eu le încurc. Străbatic, le fui și păi și tu cursa, băieți, facem Colossus-ul, adică aia mai scurtă, dar la obiect. Bă, dar urcă bine, mă, ce e, că urcă bine supra. Dar nu știu cum stă în curbe. A, nu prea ia viraje. Băieți, începe marea cursă cu supra noastră, care să sperăm că o să facă față aceste două, acestor două bestii, sunt niște coloși. Bă, cel mai frică și de ce mi-e? De grasul, de sălbaticul, nu. Bine, e șmecher Ferrari ăsta, bă, vezi că m-a făcut la liniuță. Bă, nu știu dacă greșesc, Ferrari F50 ăsta. Dar știu că era un Ferrari făcut ediție limitată de Ferrari care mergea pe cherosen. Dar nu știu care. Vreau să-mi dați în comentarii, pe lângă idei, ce Ferrari e ăla care merge pe cherosen. Bă, nu știu, dar asta are săracul, are motorul lui. La mișto, așa. Din 90. Hai. Ma, curbele. Ce este țibă după aia? Dar poate se lovește freonul, na. Mamă, cum stau ăia în curbe față de mine? Ce ai, bă, n-am ce să fac. Poate se lovesc chiarăși, ca în cursa trecută, băieți. Asta ne rugăm pentru sălbaticul, să-i dăm de dulce. De ce ești, bă, ne simți cu mine? Nu poți, mă, să o iei mai bine, na. Nasol. Portofelul astăzi n-a tras cu mine, băieți, asta e. N-a tras portofelul cu mine și sălbaticul... Bine, ăștia au mașini șmecheri. Mamă, bă! Nu mă așteptam să fie așa prostă. Să face da, păi m-a lovit gen... Nu mă ține frânele, nu știu de ce. Bine, văd că tot merge, dar... Dar mă dezamăgește supra asta, nu, mă, așteptam să fie cu totul altceva. De aur, să-i bă, hai cu... La curță grasul de supra nu e... Da, nu e bună deloc, să nu luați, e cea mai prostă, nu ia curbele. E prea agresivă pentru curță. Nu e agresivă, aia e că nu e deloc agresivă, crede-mă. Nu ia viraje și nu frânează, orice ai face. Nu frânează. Deci tu, 12 secunde deja și nu știu ce pună bine curță. Cum se centru pe aici? Am 340. Hai, du-te, hai, putoare, hai! Este ca pe 10 aproape. Aleargă că te vând! Clar, bă. Bă, dar chiar nu încercai să fiu tryharder, bine, că dacă luam intens... Mamă, băi, nu ia viraje, bă! Deci e mai rău ca GTR-ul ăla cu body kit și asta n-are niciun body kit. Bine, are bărle și... Uitați-vă și voi, frână în blană. Deci, ca să iau curba asta... Aha, te adui în cap de pod, nu, e praf. Nu, deci... Deci după ce că nu frânează... Cum zice mereu, aha, a, dădui, a, e... Nici nu ia curbele. E berberită rău de tot, hai că poate să mă lovi... Bă, care ar fi șansele să iau un pom în brațe violent așa dintre voi? Nu știu, sper că sălbaticul. De ce, bă? Ce aveți cu mine toți? Că nu-mi place să pierd. Ah, mă pierdui, da. Hai, bă, ce te căcași. Uitați-vă și voi, hal de mașină, no, no, am... Frână, da, deci eu aici am frânat de la, adică n-am văzut roșu, în blană nu frânează.
Bă, să știți că îmi place GT-ul ăsta. Crezi și eu. Nu, asta n-are frâne, băieți. Asta chiar e praf. E la mișto așa, dar e nu. Nu se controlează ușor, dar se controlează bine, nu știu cum să zic. Ați văzut că sunt mașini care nu ia cine știe ce bine curbele, dar le ia fluid, bă, așa, nu știu cum să zic. Da. Țineți minte ce vă spun eu, nu-l asupra cât o să dacă îi fuge, și dacă îi fuge curu, îi fuge frumos, nu știu. Dintre toate mașinile cu care am făcut noi toate cursele astea, asta e cea mai proastă cu care am făcut vreodată vreo cursă. Nu frânează și nu ia curbe. Mamă, ce bă, mai puternic, bă, să-l bate cu decât am, au. Bă, mă duc, tu știi cum. Păi, da, tu știi bine, câte milioane de euro i-a lu' sălbaticul. Așa eu un ăsta, a avut să-i așa un ăsta de șofat, tu știi cum. Da, nu, a avut să-și un ăsta așa de tryhard. Ești prost? Da, bă, nu, că eu orice aș face, ăla o să mă consideră un tryhard. Bă, să știi, că orice o să faci, tu o să te consideri tryhard. După deci ce mi-ai dovedit în lunile astea de Forza, când ne-am jucat Forza și ăștia, mi-am dat seama că tu ești tryharder. Știi că mi-am dat eu seama a grasului, că ăsta e tryharder. Când ne-a luat el să facem noi challenge-ul ăla cu spatele. Da. Atunci când l-am văzut. Da, mă, crezi că totul a fost în rău meu pentru că... Da, păi tot a fost în rău tău că ești prost, dar... Dar cât de tryharder a fost, că și la mașină te-a luat 200 cu spatele, sunteți nebuni? 280 la prostule. Cu spatele. Deci ca să dai seama ce a gândit-o el. Deci ce a fost în mintea lui să-și facă viața așa. A gândit-o bine, nu? Păi a gândit-o bine, dar păcat că ai fost un prost. Dar ce a fost în mintea ta? Îi faci praf, hă? Așa e, mă, mai fac. Chiar trebuia să vă fac praf, dar nu știu ce s-a. Bă, dar ce-ți place ție să încerci să câștigi așa ușor? Mamă, frână, uitați-vă și voi. Mamă, deci mi-aș dori să fie un buton pe undeva, unde să se aprindă când pe ecran, când apăs eu frâna. Deci tare mult mi-aș dori. Crezi că vrea să zic când e să-l bate cu tot. Bine că se vede când apăs gen când apăs frâna se aprinde ăștia, triplele roșii, dar totuși. Ia uitați-vă, frână. Bine, aici a avut să-i noroc că fug curbă. Nu, no, n-am nicio șansă să termin. Sunt curios la cât e, a, grasul e la 80%, vă stați zici. Bă, mașină mai proastă ca asta, să mă ierte Dumnezeu, eu n-am văzut. Bă, ăla o termină, Andrew. Idiot, rău. Ar fost și culmea să nu o termin, dar mă dărâi un pic cu drift în curba asta, că-mi plăcut. Mamă, uitați-vă și voi, hal de mașină. Eu cam luat o țără zid în curba asta. Deci, la 22 de secunde. N-am ce. Deci aia ta fost mult mai bună decât a mea. Deci mult mai bună. Un minut ești nebun. Am luat un minut. Adică nu știu că nici deci crede-mă că nu puteai să-i schimbi motorul. Deci doar tracțiune păi, și ăla azi bun, asta mi se pare că nu poți să. Bă, o vând. O vând. O arunc. E o mașină nu, mai proastă. Nu, uite, de exemplu, zonda asta nu a accelerat. De exemplu, 360 cam atât a luat și nu că îi se termina turația, nu mai avea putere. Las. Proast. De la motor, că nu e schimbat. Proastă, rău mașină. Dar nu poți să-l schimbi, bine, dacă era 4 ori, dacă era doar spate, sigur se ducea mai mult, da. E să ieși o sută, nu ieși o blană, s-o fac, s-o ăștia, degea. Băi, cam atât cu acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, îmi pare rău. Asta este și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa.